Soroca se numără printre puținele localități din țară unde pot fi văzute câmpuri demonstrativ experimentale. Un exemplu în acest sens este gospodăria agricolă din satul Oclanda. Aici, pe o suprafață de 10 hectare, cresc 10 soiuri de grâu create la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp Selecția din Bălți. Savanții institutului au vizitat aceste terenuri agricole pentru a da o apreciere nivelului de dezvoltare a culturii. Selecționerul Alexei Postolache, care a creat pe parcursul activității sale mai mult de 30 de soiuri de grâu, spune că la Oclanda câmpurile arată excepțional. Хорошие закладки опыта, производственное испытание классическое, очень ухоженное поле, по методике правильно заложено. И надеемся, что это испытание реально покажет потенциал всех наших сортов, которые тут испытываются. В чем се характеризуются сойерли, которые сунт аич? Они показывают возможность, то, что, скажем, реально можно получать особенно урожай и производство, потому что я говорил, что в Молдове, к сожалению, где-то потенциал сортов используется где-то на 40-50%, а вот такие поля, конечно, можно 60-70, 6-7 тонн. Potrivit savanților, cel mai bine se prezintă soiurile Meleag, Leutar, Clasic și Creator. Acestea pot face concurență soiurilor din străinătate. Sunt destul de rezistente la condițiile climaterice din Moldova și au o productivitate de circa 7 tone la hectar. Este important de menționat că potențialul la soiurile autohtone, la soiurile create la Institutul Selecției din Bălți, nu este mai mic decât potențialul solului străin. Ba din contră, în anii nefavorabili, soiurile autohtone au prioritate. Ele sunt mai adaptate la condiții locale. Ele au fost create în aceste condiții. Deci eu cred că, și este important la fel, că nu sunt genetic modificate, ceea ce e principal de important. Nu sunt hibrizi, încă acum companiile străine doresc să importe hibrizi, pentru că în așa caz ar trebui să cumpărăm semințe în fiecare an, deci, dar la soiuri trebuie să folosim ca minim 3 ani, dar în principiu poate chiar și mai mult în caz dacă se respectă toate cerințele, dar 3 ani obligatoriu. Deci avem, nu-i modest de a spun din partea Institutului Selecție, dar avem lucruri care putem ține piept la concurența străină. Conducătorul gospodăriei agricole din satul Oclanda, Pavel Cebotar, este foarte mulțumit de noile soiuri de grâu. Acesta susține că de mai mulți ani crește grâu din semințe autohtone, pe de o parte pentru că obține roade mari, iar pe de altă parte pentru a promova munca savanților din Republica Moldova. Испытываю и делаю это для того, чтобы, ну, я думаю, что надо продвигать наши, мы же здесь, мы же в Молдове живем, мы живем за границей. И поэтому, как видите вы, ситуация на этом поле, где был предшественник Горох, где мы, соответственно, сделали все, все требования агротехнические, которые требовались для нее, мы сделали. И, соответственно, я думаю, что будет результат. Результат, посмотрим, встретимся после уборки, я вам скажу. Биологически я не могу сказать, Борис Павлович озвучил 5 тонн, ну дай Бог, чтобы так было. Самый близкий это Меляк, это мой любимый сорт мельский, это урожайный, это качество зерна, это клейковина, это востребован, кстати, он. Считайте, что хлеб вы кушаете из моей пшеницы. Investițiile făcute în gospodăria agricolă din satul Oclanda sunt mari, pe potriva așteptărilor agricultorilor de aici. Tot ce își doresc oamenii este ca recolta să fie adunată și în hambare. E de menționat faptul că în gospodăria agricolă din satul Oclanda, culturile cerealiere se întind pe o suprafață de circa 500 hectare. Potrivit datelor Direcției Agricultură Soroca, în raion urmează să fie recoltate culturile cerealiere de prima grupă de pe o suprafață de circa 15.000 hectare.